Revenim la acest caz extrem de complicat. La telefon se află Adina Pușcașu, o persoană din Belgia, care locuiește în Belgia, o persoană care a ajutat-o pe mama Ioanei Condea cu 500 de euro timp de 6 luni. Spuneați ceva mai devreme, înainte de publicitate, că v-ați oprit. De ce v-ați oprit să o mai ajutați, doamnă? Precizez în primul rând un singur lucru. Eu nu am sunat, nu am intrat cu dumneavoastră în direct ca să o judec pe doamna Graciela. Nu sunt în măsură să o judec. Doar vreau să se știe adevărul că transportul ei a fost asigurat de către noi și cazarea de către Larisa, iar în momentul în care noi am văzut că ea nu își mai dă interesul pentru a merge la Ioana, ne-am oprit, pentru că am observat că sunt persoane străine care sunt alături de Ioana și nu mama ei. Doamna Graciela, aș vrea să vă mai întreb un singur lucru și ar trebui să mă opresc aici. V-am zis de foarte multe ori părerea mea, pentru că noi am fost în Germania alături de doamna Graciela de 3 ori, am văzut-o pe Ioana la spital și i-am spus doamnei Graciela de foarte multe ori părerea mea, că a trebuit zi de zi să stea lângă dânsa. Doar așa Ioana va face progrese și își va reveni. Este adevărat, doamna Graciela? Este adevărat, Adina. Dar cum pot să mă duc eu cu copilul acolo să stau? Foarte bine, pentru că nu sunteți singura care merge într-o țară străină. Toți am plecat într-o țară străină fără să știm limbă, fără să avem poate ajutor și ne-am descurcat. Suntem pe picioarele noastre. Dumneavoastră aveați cazare, aveați tot ce trebuia. O aveați pe Larisa care va ajuta. Noi, care la fel v-am zis că de câte ori este nevoie, venim în Germania și vă susținem. Este adevărat? Este adevărat, Adina, este adevărat. Deci știți părerea mea și părerea lui Dorin. Dorin v-a zis de foarte multe ori că dacă aveți cazare acolo, dacă aveți posibilitate să stați acolo, rămâneți acolo. Doar așa copilul dumneavoastră va face progrese și se va face bine. În momentul în care copilul nu are părinții alături de el, nu va mai face progrese și va rămâne o legumă, efectiv. Deci eu doar atât vreau să menționez că transportul a fost asigurat din luna decembrie până în luna mai, inclusiv. Vă mulțumim, vă mulțumim mult de tot că ne susțineți și că sunteți alături de noi și tocmai de aia suntem transparenți cu tot ce se întâmplă la această emisiune. Mulțumim mult de tot, Adina. Eu vă mulțumesc, o zi bună. Mulțumim mult. O să mai rămânem cu doamna Ștefan alături de noi. Doamna Condea, Alice Năstase, ești jurnalistă, scrii la o revistă care vorbește despre dragoste, nu? Despre iubire. Ai, am văzut articole în revista ta și despre iubirea de mamă, de copii. Cum vezi povestea asta? Cu ceva mai puțină iubire decât mi-aș fi dorit, dar într-adevăr, nu cred că putem să judecăm toate circumstanțele și toate deciziile. Oamenii de foarte multe ori se tem de schimbare, cu cât sunt mai simpli, cu cât vin dintr-o lume în care n-au avut parte de asemenea provocări, se tem foarte mult, dar cred că o mamă, atunci când își iubește copilul, merge de sculță până la capătul lumii și cred că noi toți cei care vorbim acum cu doamna Condea, de fapt asta am fi vrut, sau poate că trecutul nu-l mai putem limpezi ban cu ban, că până la urmă așa analizăm, dar pentru viitor am vrea să vedem o reacție în care mama Ioanei să spună am greșit, poate, n-am fost transparentă, n-am știut ce să fac, dar mâine plec acolo. Imediat n-am făcut unde asta s-au până investit acum. Banii în casa Ioanei, practic. Dar pot să fac bine de acum înainte toți cred că asta ne dorim. Eu în primul rând mă înclin în fața doamnei Adina și în fața doamnei Larisa. N-am să o judec pe doamna Graciela, în schimb am să-i spun că nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră. Din punct de vedere al unui părinte, dacă pica casa aia pe mine cu 17.000 de euro, îl luam pe cel mic, care era mic într-adevăr, dar aveam unde să stau și eram zi de zi acolo. Ea numai dacă știa că este la 3 străzi de ea copilul și dumneavoastră lângă patul ei, sunt convins că evolua foarte bine. Fac și eu acum să mă ierte Cătălin cum face Andra. Mi s-a făcut pielea de găină când vă spun chestia asta, pentru că eu acum un an și am fost unul dintre cei care i-a și spus lui Cătălin
Cătălin într-o discuție particulară că a făcut extraordinar de bine că a arătat cazul dumneavoastră. Și foarte multă lume atunci, din timpul emisiunii, dacă vă aduceți aminte, au început să dea telefoane și să vă ajute. Imagini și din Germania de acum 2 ani, și când lumea practic pe stradă. Cu ocazia asta aș vrea să spun celor care se uită la această emisiune să nu înceteze să ajute în continuare, pentru că pot să fiu de acord cu dumneavoastră, așa cum spunea ieri Cătălin în emisiune, că eu m-am uitat ieri la emisiune și spunea că poate n-ați știu ce să faceți, poate sunteți mai simplă. O mamă, indiferent cât de simplă, poate să fie regină, poate să fie măturătoare de stradă, este mamă. Un părinte este părinte, până la urmă, indiferent că e tată sau mamă, este un părinte și e vorba de copilul lui. Nu ne interesează motivul pentru care pleca fata dumneavoastră. Nici nu mă mai interesează de ce a pățit asta. Mă interesează starea în care este și că ea trebuia să vă aibă pe dumneavoastră și pe copilul ei lângă ea. 17.000 de euro, vă rog să mă iertați, dă-o, Doamne, iartă-mă de casă, putea să pice pe cine rămâne în ea, că acolo puteați să aveți un viitor, mai ales când era clar că ea nu vine foarte repede. Și când aveați susținerea oamenilor care vă țineau și gratis ca cazare. Sunt convins că erau oameni și de aici din România care vă susțineau în continuare. Gheorghe, haideți să vorbim, să vedem casa și apoi revenim imediat și vreau să vă întreb înainte de asta, pentru că imediat arătăm imaginea cu casa, dacă dumneavoastră v-ați gândit să o duceți pe Ioana în China la o operație? Nu a fost nicio discuție. Eu am aflat-o din după internet. Da, a fost o propunere sau de unde este acea? De la Cancan. Ați aflat de pe internet? Da. Pentru că Alexandru Țucu vorbea ceva mai devreme cu avocatul în Germania, care a spus ce? Avocatul din Germania spunea de asemenea că se mai face o campanie pentru a strânge 50.000 de euro costurile unei operații în China. Iar domnul Hoffman spune că nu știe absolut, nu există așa ceva, nu e nevoie de așa ceva. Și această campanie, dar n-ați făcut-o, nu era inițiată nu, de nu, am tot după internet am văzut, de la Cancan. Dar nu ați nu niciodată? Nu știu nimic, nu. Niciodată așa nu. Ceva. Bun, haideți să vedem casa și apoi revenim la discuțiile pe care și Alex Țucu le-a avut cu avocatul german. Revenim și la invitații noștri, dar vorbim și cu doctorul Ciuhodaru de la Iași, care ne spune care ar fi șansele ca Ioana să se întoarcă acasă, să stea acasă în casa făcută de dumneavoastră și să aibă un trai cât de cât, dacă pot să-i spun, normal. Oameni buni, priviți pe ce s-au cheltuit banii primiți de la dumneavoastră, cum a renovat doamna Condea casa. Și ce lucruri a făcut? Colega mea, Larisa, a fost astăzi acolo. Vreau să vedeți cum arată casa și să vedeți justificarea banilor doamnei Condea. Doamna Grațiela, aceasta este casa dumneavoastră. Aici susțineți dumneavoastră că au ajuns banii din donații, i-ați investit în casă, ați renovat casa. Ne o prezentați așa pe scurt? Da. În partea dreaptă înțeleg că este bucătăria. Da. Aici o să mergem, acum o să mergem în bucătărie. Haideți dumneavoastră prima dată. Ați construit și camera sau ați transformat o cameră veche în bucătărie? O cameră veche care am dărâmat până la cărămidă. Da. Și am, da, cu ciment am renovat-o de la cărămidă, cum s-ar zice. Știți cât v-a costat? Nu pot să mă aproximez, vă dați seama. Da, nu știți cât ați investit exact în bucătărie, nu, că nu ați stat să vă faceți calcul. Nu, și din bucătărie te face trecerea în baie din bucătărie. Da. Așa, haideți. Cabină de duș, cresie, faianță. Asta e tot o cameră pe care ați construit-o după aceea. Parcă n-aveați nimic aici. Nu aveam aici. Aici n-aveați nimic. Am înțeles. Ați izolat casa pe din afară? Ați făcut ceva de genul ăsta? Nu, decât pe partea de spate. Pentru că deja venise mucegaiul. Și a trebuit să facem partea de spate. E foarte cald în casă. E bine aici la dumneavoastră. De la sobă, nu? Da, de la sobă. Nu v-ați spus centrală? Nu. Nu ați făcut astfel de investiții? Nu. Încă nu. Și care ar fi trebuit să fie casa, camera Ioanei? Sau care o să fie camera Ioanei? Sperăm că la un moment dat va ajunge acasă. Aceasta ar trebui să fie, da? Aici unde deocamdată stați dumneavoastră cu nepotul. Da, da. Dar trebuie să mai renovăm o dată. Pentru că a tras grasie. Da. Grasia de la ce s-a format? Pentru că nu a fost izolată casa? Că nu a fost izolată și am făcut-o prea repede, în speranța că vine Ioana mai repede acasă. Și am dat tencuială peste tencuială și lavabile și tot și a ieșit grasie.
Și acum ce trebuie să faceți? Să vă zugrăviți din nou sau să izolați? Nu, să zugrăvim. Așa dorim mult să-i culoarea asta și am făcut-o. Era culoarea ei preferată și este probabil. Da. Și înțeleg că e camera cea mai apropiată de bucătărie, și de baie. Da, am zis ca să fie prima camera ei. Haideți să vedem și restul casei. Câte camere aveți? Două, bucătărie și baie și hol. Holul încă nu e. Să mai mi-arătați dumneavoastră pe unde ați mai făcut investiții. Văd că aici e rigips, nu? Da, am pus rigips. Ați izolat cu rigips. Toată casa. Da. Era foarte frig înainte. Era, vă dați seama, și cu ușile care erau, că erau de lemn vechi, bătrânești, vă dați seama că era și frig și... Acum că ați izolat cu rigips, mai trebuie doar să zugrăviți. Sau mai trebuie ceva, tâncuială? Un de-asta... Dat cu tenco și după aia zugrăvit. Aha. Deci, cam cât v-ar mai costa, știți? Mult nu mai. Haideți să vedem și aici. Aici este camera dumneavoastră, nu? Da. Aici ar trebui să locuiți dumneavoastră, să fiți aproape de Ioana. Da. E camera de lângă. Dacă este nevoie, eu să stau cu ea în pat. Am văzut că ați pus și uși de termopan, nu? Da, am pus la toată casa din cauza, pentru căldură. Pentru căldură, să nu se mai piardă căldură. Da. Alte investiții ați mai făcut, că nu-mi dau seama eu, nu știu, uitând. Care e făcut tot. Deci a fost dărâmat tot și făcut tot. Înainte aveați toaleta în curte. Ar fi fost imposibil pentru Ioana să ajungă. Vă dați seama, lumea judecă, dar nu... Eu ce puteam să fac? Ce puteam să fac dacă Ioana venea sau vine acasă? Că Dumnezeu drăguț o face o minune să vină acasă la copilul ei și la noi. Ce făceam? O duceam în grădină la baie? O spălam în lighean? Cum am stat până acum fără baie, puteam să stăm și de aici încolo. Da. Sau nimeni nu ne-a dat 20 de ani, un leu să o creștem. Am ajuns la mila la lume. Știți, la un moment dat s-a discutat și înțeleg că și medicul din Germania v-a spus că ar fi ideal să-i faceți o rampă Ioanei, pentru când o să vină acasă. Ați reușit să faceți lucrul ăsta? Nu, nu am văzut. Haideți să vedem casa și pe din afară. Da. Acesta este podul despre care îmi vorbeați un pic mai devreme, nu? Uitați-vă, asta sunt camere, adică cum spune lumea că am făcut camere sus, e un pod. Și ați mai făcut acolo în stânga magazie pentru lemne. Cât v-a costat? Așa în mare, că presupun că nu v-ați făcut calcule bănuți cu bănuți. Normal că nu mi-am făcut calcule. Păi numai acoperișul... Peste 150. Și casa mai trebuie să o izolați și în față? Și... Da, dar asta nu e important acum. Deci ar mai trebui să investiți? Da, dar asta nu e important acum. Ați făcut cam important ce era important. Că ne plouă în casă, da. Important era că n-aveam o baie pentru Ioana și pentru David. Asta era cel mai important. Ați făcut investiții. Nu știți să-mi spuneți cât v-a costat casa per total? Nu, pentru că n-am făcut niciodată o socoteală. Cam așa arăta casa și acolo s-au dus banii... investiți de dumneavoastră. Poate ar fi trebuit să aveți o rampă, cum spunea doctorul din Germania, dacă ea n-ar fi venit acasă, dar ce spune doamna Larisa Ștefan, persoana care v-a găzduit în Germania și persoana care a păstrat legătura, e faptul că această rampă nu v-ar fi ajutat prea curând, pentru că cel puțin 5 ani ar mai fi trebuit să stea acolo. Păi, dar cine mi-a spus? Nu vreau să vă simțiți pusă la zi, vreau să spuneți ce simțiți dumneavoastră. Dar nu mi s-a spus că 5 ani va mai sta acolo. De exemplu, când am fost ultima oară, mi-a spus în felul următor. Ce știi că mai trăiește Ioana un an? Dar știți ce e dureros? Că sunt oameni care v-au ajutat cu bani și care spun că v-au oferit bilete de avion să fiți lângă fiica dumneavoastră. Cazare să vă duceți cu copilul Ioanei, cu nepotul meu, să stați acolo și n-a stat lângă fiica dumneavoastră. Poate asta i-a revoltat pe oameni. Eu o să mă duc cu David, dar să-mi promită de acolo că nu va lua nimeni nici copilul ăsta. Discuția asta a fost ulterior, până atunci un an și dar ceva. Dar de ce să vă ia copilul, doamne? Pentru că așa mi-a spus doamna Larisa Ștefan. Larisa, e adevărat, ai spus acest lucru, Larisa Ștefan? Da, sunt aici. E adevărat că ai spus acest lucru? Că Da, vă ascult. E adevărat că ai spus că dacă doamna Condea merge cu nepotul acolo la Ioana, o să-i se ia copilul? Nu este adevărat. Am spus că dacă nu va avea grijă de copil, să nu se pună cu statul german, pentru că statul german nu este România. Dacă cei din Germania vor vedea că copilul acesta nu este bine îngrijit,
există posibilitatea să îi se ia pentru că ea... Aici nu cred că poate fi vorba de așa ceva, că e bine îngrijit David și are grijă bunica de el. Deci, eu în privința asta nu mă pot pronunța. Bun, ideea e în felul următor, că doamna Conde a interpretat probabil greșit acest lucru. Nu. S-a speriat. Se poate două secunde, vă rog? Vă rog. Deci eu am discutat cu doamna Grațiela de mai multe ori la mine în casă, la Ioana, la spital, cu dânsa. I-am spus în felul următor, doamna Grațiela, asta fiind la începutul anului 2015. Există posibilitatea să veniți în Germania și dumneavoastră, și soțul dumneavoastră, și copilul. Statul german vă ajută dacă dumneavoastră arătați interese să stați lângă fata dumneavoastră. Veți primi un apartament unde să stați ca să puteți sta zi de zi lângă fata dumneavoastră. Aș vrea ca doamna Grațiela să nu mai plângă și să-mi spună ce mi-a spus la mine pe balcon când doamna Pușcașu Adina era cu noi. Ce v-a spus? Am zis că nu se poate adapta. Mi-este foarte greu, nu știu să vorbesc, nu mă ajută. Statul german vă dădea un apartament, vă dădea o casă, vă dădea tot ce aveați nevoie să stați lângă fica noastră în comă. Cum să vă adaptați? La ce să vă adaptați? Eu sunt lângă dumneavoastră, vă susțin în continuare, nu contează, necondiționat. Nu am nicio obligație față de dumneavoastră, am făcut-o pentru Ioana. Este adevărat și îți mulțumesc, Larisa, și ți-am mulțumit întotdeauna. Arătați-mi, vă rog frumos, interes pentru fata dumneavoastră. Nu mă lăsați pe mine să mă stresez singură în Germania să fac ceva pentru fata dumneavoastră. Fata dumneavoastră nu are nevoie de mine acolo în fiecare zi, ci de dumneavoastră și de copilașul ei. Este adevărat, doamna Gatiela? Este adevărat. Și mai... De ce nu ați făcut lucrurile astea? Numai o secundă. Numai o secundă, doamna Ștefan. Zi, Alexandru Țucu. Îmi cer scuze că vă întrerup. Mi-aduc aminte foarte bine de, și de această discuție avută cu Larisa. Mi-aduc aminte foarte bine și de faptul că Larisa a organizat acolo foarte mulți oameni. I-a adus în piață, în Köln. Era târgul de Crăciun, ceva de genul. Au venit foarte mulți oameni să o susțină. Erau foarte mulți români acolo, aproape de doamna Condea. Chiar au venit și au dat bani, efectiv, în plic. Și-au dat bani, doamne. Au dat bani, au adus icoane, au adus cadouri, au adus orice atât cât și pentru a o face pe doamna Condea să se simtă bine și primită și... Adică oamenii aceia v-ar fi făcut să vă simțiți bine. Acasă. Dar vreau să te întreb, Alex, am văzut acele acte, exact, din care reiese foarte clar acele acte parafate cu ștampilă oficială, cu o semnătură. Despre ce este vorba? Pentru că acolo scrie negru pe alb. A fost o surpriză foarte mare și pentru mine când am citit aici ultima parte, și anume Antragsteller este cel contractantul, partea contractantă, Ioana Alexandra Condea, gesetzlich vertreten durch Betreuerin Rechtsanwaltin Johanna Veres, adică Ioana Alexandra Condea, care este reprezentată legal prin doamna Johanna Veres. Ea este cea care o dă în judecată, practic. Adică fiica, practic, o dă în judecată, exact, pe mamă, pe doamna chiar Condea. Dacă fiica nu poate să vorbească și este în comă, prin reprezentantul legal... Nu mai este în comă. Nu mai este în comă, dar nu poate să comunice. Ioana este într-o vahcoma, nu pot să vă traduc cum este 100%. Ioana este bine, a făcut progrese de la jumătatea anului 2015. La jumătatea anului 2015 Ioana era foarte grav, făcea crize de epilepsie o dată pe săptămână. Pe mamă nu a interesat-o niciodată să vină în perioada aia să stea cu Ioana. Dureros. Cum credeți că aș putea eu să o mai ajut pe mama Ioanei în situația aceasta? Eu zic că nu trebuie să întoarcem spatele acestei femei. Ioana a făcut creze de epilepsie în fața mea. Eu nu cred că Ioana s-ar bucura să știe că mama ei a ajuns în situația asta. Nici și clipă. Că e pusă la zid și că tocmai plânge. Tocmai de asta. Și că ar trebui să o ajutăm în continuare. Și eu poate cred că lucrurile pot fi făcute spre bine. Să vă revizuiți poziția. De ce nu a acceptat atunci, în momentul acela, când ea putea să facă ceva? Dar acum nu mai folosește la nimic să discutăm de ce n-a acceptat atunci. Ioana trebuie să fie urmărită. Și vreau să vorbim puțin. Mulțumim mult, Larisa. Numai o secundă, te rog. Cred că cel mai grav, de fapt, în această poveste, cea mai gravă veste pe care am primit-o astăzi din partea avocatului este că acțiunea în instanță a fost deja finalizată. Adică s-a dat un verdict. Doamna Larisa probabil știe despre ce este vorba, iar următorul pas este acela de a o executa silit pe doamna Condea pentru acești bani. Deci, practic, a zis că în următoarele săptămâni a câștigat acest proces în instanță. Procesul este câștigat, iar urmează să recurgă la... Domnul Ciuhodaru de la Iași, bună seara, prietenul emisiunii noastre. Ne cerem scuze că stați de ceva vreme acolo. Ați ascultat discuția, ați văzut despre ce este vorba. Ce înseamnă starea de sănătate astăzi pentru Ioana? Ce înseamnă starea în care se află ea astăzi?
pe măsură ce timpul trece, este aproape clar că ne îndreptăm spre o stare vegetativă prelungită, în care doar funcțiile biologice și fiziologice sunt conservate și mi-este greu să cred că aceste progrese de care se tot vorbește sunt referă și la ceea ce înseamnă umanitate, la funcția cerebrală superioară. Și în aceste condiții, dumneavoastră chiar n-o vedeți, îmi pun problema că... N-o vedeți, că nu vedeți refăcută. Să știți, la un an și 7 luni într-o stare vegetativă persistentă este greu de crezut că vor fi evenimente spectaculoase în evoluție și vă reamintesc că într-o astfel de stare pacientul pare normal din punct de vedere biologic, respiră, are tensiune, mai și deschide ochii din când în când și vă pot da și celebre exemple. Vreau din să istorie, vă întreb, haideți să mai vorbim de exemple, vreau să vă întreb altceva, dacă mama, prezența mamei și al copilului ar fi ajutat-o pe Ioana acolo. Oricum este important să ai pe cineva aproape. Tratamentul în astfel de condiții este complex, de întreținere. Trebuie un pat antiescară, trebuie ca pacientul să fie mobilizat, hrănit pe un tub sau pe gastrostom în fiecare presupun zi. Presupun că acolo la clinică au tot ce le trebuie, dar prezența mamei și a copilului ar fi ajutat-o este emoțional? Este un factor care niciun... Să știți că la ora actuală terapia pentru astfel de pacienți în stare de vegetativă este o terapie complexă, holistică, în care se asigură și suport din partea familiei, eventual asistență psihologică pentru familie, pentru cei care sunt aproape. Știu că nu e ușor într-o astfel de situație, dar prezența familiei este extrem de importantă în vindecarea oricărui pacient, mai ales că oferă un sprijin care oricât empatie ar exista din partea personalului medical nu poate fi contrabalansată de cea familiei. Mă gândesc că un pacient în stare vegetativă care are totuși resurse, am înțeles că este asigurat, este cetățean european, oare de ce nu se găsesc soluțiile și în România pentru astfel de pacienți? Poate să fie mai aproape. Vedem în săptămânile următoare. Vă mulțumesc mult, domnule doctor, trebuie să trecem la alt subiect. Vă mulțumesc mult că ne-ați așteptat mult. Sunteți un prieten al emisiunii și ne înțelegeți. Mulțumim mult, domnul Ciuhodaru. Mulțumim mult. Și domnul Ciuhodaru, un specialist, spune că prezența familiei ar ajuta-o pe Ioana. Poate oamenii vor să vă susțină în continuare. Tocmai de aceea am spus pagina de Facebook a dumneavoastră, Grațiela Condea. Pot să vă dea oamenii mesaje, poate și Adina din Belgia, poate și Ștefania din Germania. Acești oameni o să vă ajute, pentru că Ioana are nevoie de ajutorul dumneavoastră. Iar dacă mai aveți nevoie ca cineva să vă traducă acte din germană, Alexandru Țucu vorbește la perfecție germană, vă poate ajuta. Sau dacă aveți nevoie de sprijin nostru ca să vorbiți cu acei oameni, putem să vă ajutăm. Mulțumesc din suflet și pe această cale mulțumesc la toată lumea care ne-a ajutat. Vă mulțumesc!